Merită să faci facultatea de inginerie mecanică, specializarea autovehicule rutiere. Am fost întrebat de un milion de ori, chiar dacă am vorbit despre asta și am niște outro-uri, văd că întrebările se repetă. Ce facultate am terminat, de unde mi-au informațiile, dacă sunt specializat, dacă sunt licențiat, dacă sunt whatever. Și bineînțeles multe întrebări care, la care vreau să vă răspund, sper să vă ajute să vă decideți pe viitor. Merită să faci facultatea de inginerie mecanică, specializarea autovehicule rutiere, adică ceea ce am făcut eu. Eu am făcut această facultate în Brașov, am avut bursă, am învățat multă teorie, multe materii inutile, profesori buni, profesori slabi, ca în orice alt domeniu, ca în orice altă facultate. Facultatea te ajută cu multe informații teoretice pe care apoi le vei aplica în practică, iar din practică, practic îți confirmi ceea ce ai învățat în facultate sau eu știu. Este o facultate grea, multă matematică, multă fizică, multe calcule, multe informații. Merită domeniul auto pentru că îți deschide multe portițe. Mulți spun, ce mă, ce-mi trebuie mie facultate, că poți să lucrezi și fără. Pe lângă faptul că înveți lucruri importante în facultate care te vor ajuta pe termen lung de-a lungul carierei tale, ești licențiat. Fiind licențiat, poți să-ți iei atestat de inspector ITP. Fiind licențiat, poți lucra la RAR. Îți cer diploma de autovehicule rutiere. Îți cer atestat RNTR1 pe care îl faci tot la ei, adică îl primești tot de la ei și tot așa. Deci ai o diplomă, ești inginer, ești licențiat, merită să faci această facultate. Plus de asta, în acest domeniu auto poți lucra în o grămadă de subdomenii, ca să zic așa. Domeniul fiind auto, ai multe subdomenii. Poți lucra în tahografe, poți lucra în diagnoză, poți fi tehnician, poți lucra într-o fabrică, poți lucra în proiectare asistată, poți lucra tester de mașini. Am un coleg foarte bun prieten care lucrează, testează ecuri și merge pe circuit cu mașinile, ca să zic așa, circuit, pistă de testare, ce au ei acolo, la Continental în Timișoara. A lucrat la Valeo. Sunt firme mari la care te poți angaja și dacă ești devotat, ca să zic așa, poți avea un salariu bunicel chiar și în România, de peste 6.000 de lei. Sunt cazuri, cunosc persoane. Pentru România eu îl văd un salariu decent, aproape 1500 de euro, nu știu cât vine, 1400 de euro, e acceptabil, e decent. E adevărat, în afară, dacă vrei să pleci, la fel. Și eu am aplicat în străinătate, dar nu am fost acceptat, de ce să mint, dar motivul a fost altul, nu aveam experiență. Multe firme, multe persoane, mulți angajatori, ești inginer, da, ai experiență, nu. Bine, nu ne interesează. Dacă termini o școală în auto, în inginerie, în ce vrei tu și ai experiență 2-3 ani, e super. Îți vei găsi foarte ușor de muncă cam peste tot în acest domeniu. E un domeniu care nu o să moară. Nu sunt atât de mulți, nu sunt mulți buni. Sunt multe lucruri de înțeles, de făcut, de aprofundat. Lumea e puturoasă. E un domeniu care se plătește bine pe termen lung. Nu se va plăti deloc bine pe termen scurt. Adică termini acum facultatea și ai pretenția să primești 1000 de euro în prima lună de serviciu, nu se va întâmpla, vei primi un salariu foarte mic. Eu în primele luni când am lucrat pe un salariu minim pe economie. Așa că eram la salariu cot la cot cu femeia de serviciu. Dau un exemplu, în locul în care am lucrat. Dar am aprofundat, am învățat foarte multe lucruri. Asta este un lucru foarte important când te angajezi după ce termini o facultate, orice facultate, nu pune botul la salariu. Da, stai așa că ăla mie îmi dă 1500 de lei net, nu pot să lucrez, că dacă lucrez în alt domeniu câștig 2500 de lei net. Da, dar nu e în domeniul tău. Practic, nelucând în domeniu, pierzi firul, pierzi legătura și practic ai făcut școala, nu știu, aproape degeaba. Mă rog, școala oricum are rolul să-ți deschidă mintea și orizonturile, dar dacă faci o facultate de autovehicule rutiere și apoi lucrezi în, eu știu, în construcții sau în vânzări, ai făcut-o cam fix degeaba. Se pierde firul. Așa lucrând, nu știu, într-un service, într-un centru, într-o fabrică, în proiectare, să folosești ceea ce ai învățat, ești mult mai câștigat pe termen lung și îți vei aprofunda cunoștințele. Asta trebuie să reținem. Pe scurt, merită să faci această facultate, dar trebuie să ții cont că e destul de grea. Nu e la fel de grea ca o facultate de medicină, unde înveți 6 ani și sunt 1000 și una de lucru de învățat, dar este o facultate medie, hai să zicem medie, nu e atât, chiar atât de grea.
Se poate învăța și dacă nu știi matematică, m-ați întrebat asta. Nu știu matematică, pot să fac inginerie, pot să învăț. Da, pot să înveți, de ce nu? Dar știu că n-am semnalizat, o să mă înjurați în comentarii, nu prea sunt atent la ce fac acum, doar merg încet. Se poate, orice se poate dacă îți dorești cu adevărat. Asta este motoul meu în viață. Orice vrei se poate realiza, atâta timp cât ești perseverent. Inclusiv să faci o facultate, chiar dacă n-ai, nu știu, o babă de matematică. Ai luat bacul, nu știu cum l-ai luat, ai aplicat la facultate, ai intrat, nu prea știi matematică, ce e de făcut. Ei bine, iei manualele de la capăt, de a 6-a, de a 7-a, de a 9-a, de a 10-a, de a 11-a, de a 12-a, de bac, variante, înveți și în cele din urmă vei reuși. Bineînțeles, asta înseamnă multe, multe ore de studiu suplimentar acasă, dar, repet, se poate. Am avut colegi care au terminat facultatea, erau bâtă și au învățat când a trebuit și au rezolvat problema, au dat înainte. Deci se poate, nu există să nu pot, există să nu vreau. Asta este morala. Toată lumea vrea să obțină o diplomă, să facă o facultate fără să pună prea mult efort. Și uite așa, sunt multe de spus despre facultăți. Morala este că înveți ceva, dar ca să aprofundezi ceea ce ai învățat, trebuie să și lucrezi în domeniu. Și recomand această facultate celor care sunt pasionați de mașini, celor care vor să-și facă o afacere în domeniul auto, celor care vor să lucreze, eu știu, ca inspectori, ca orice ține de domeniul auto, poți să devii licențiat, îți poți lua o diplomă și te poți folosi de ea. Nu fă această facultate de dragul de a o face pentru că îți vei pierde timpul, este foarte dificilă și dacă tu crezi că vei obține diploma doar trecând din când în când pe la ore fără să înveți nimic, te înșeli, foarte complicat, e mult de studiu. Mie mi-a plăcut, am învățat, am muncit și am lucrat și în domeniu și încă lucrez. Și am învățat multe de-a lungul timpului, în service, ca inspector, văzând ce fac mecanicii, stând pe lângă mecanici, stând pe lângă cei care vând piese, stând pe lângă oameni, văzând ce mașini vin la reparat, făcând așa o medie, am învățat multe lucruri. O recomand această facultate tuturor celor care sunt pasionați. Dacă aveți alte întrebări, îmi puteți scrie în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.